Completările aprobate de consilierii municipali în ședința din 24 noiembrie vizează obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și ale persoanelor juridice, precum și ale cetățenilor. Astfel, în ceea ce privește activitatea comercială, este interzisă expunerea mărfurilor și ambalajelor în afara spațiilor comerciale, precum și comercializarea mărfurilor în afara acestor spații sau direct pe sol. De asemenea, nu este permisă ocuparea de spații comerciale sau pentru depozitare în mod abuziv și nici extinderea spațiilor de expunere a mărfurilor în afara tarabelor sau pe căile de acces în incinta piețelor sau târgurilor. În ceea ce privește salubrizarea și protecția mediului, sunt interzise arderea materialelor din cauciuc, plastic sau altor tipuri de materiale în mediu deschis sau în incinte. O altă obligație pentru persoanele fizice sau agenții economici este ca manipularea materialelor generatoare de praf să se facă în așa fel încât să nu se producă poluare. Obligațiile stabilite de Consiliul Local se referă și la poluarea fonică. În acest sens, constituie contravenții efectuarea de reparații la autovehicule care, prin natura lor, produc zgomot și deranjează vecinii, dar și alte activități producătoare de poluare fonică. În ceea ce privește unitățile de alimentație publică, cluburi, baruri, restaurante aflate în clădirile de locuit, acestea pot funcționa cu program muzical doar în cazul în care au acordul Asociației de Proprietari ori al vecinilor. Un capitol aparte este și cel destinat păstrării curățeniei și asigurării salubrizării. Cetățenii au obligația să contribuie la păstrarea igienei publice și să nu creeze disconfort vecinilor, prin activități care pot duce la degajarea de substanțe care, prin mirosul dezagreabil și persistent, pot pune în pericol sănătatea oamenilor. Nu în ultimul rând, persoanele fizice și juridice au obligația să asigure sortarea deșeurilor și colectarea acestora în recipiente separate, în funcție de fiecare material în parte. În hotărârea Consiliului Local sunt prevăzute și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor incluse în actul aprobat de consilieri. Pentru încălcarea acestor obligații, amenzile sunt între 200 și 500 de lei în cazul persoanelor fizice și între 500 și 1500 de lei în cazul persoanelor juridice.